Sunt aproape 30 de ani de când cazul românilor care au furat și apoi au mâncat lebedele de pe lacurile vieneze făcea în conjurul lumii. Astăzi, la Târgu Mureș, niște hoți dovedesc că nu au scăpat de această practică. 3 dintre cele 6 lebede salvate dintr-o groapă de gunoi au fost furate. Supraviețuitoarele au fost duse într-un loc secret din județul Mureș, tocmai ca să fie bine protejate. Însă, deși doar câteva persoane de încredere știau unde sunt, păsările au dispărut ca prin minune. Doar 3 lebede au reușit să supraviețuiască după ce luna trecută au ajuns în groapa plină cu deșeuri periculoase din incinta unei foste rafinării din județul Bihor. Cel mai probabil au confundat-o cu un lac. Când am ajuns noi aici, erau 5. Una era afară. Ele și au zburat dintr-o parte în alta. Salvatorii lebedelor au dus o cursă contra cronometru ca să le țină în viață. Ne-am chinuit să le spălăm, să le ținem în viață, să încercăm să facem tot posibilul ca aceste păsări să trăiască. După 3 săptămâni de îngrijiri din partea specialiștilor unui ONG din Târgu Mureș, păsările au dispărut. Deși teoretic numai poliția știa unde sunt, pentru hoți misterul nu a fost atât de greu de deslușit. Păsările nu erau în condițiile de a zbura, sunt păsări mari. Perimetrul era înconjurat chiar de 3 garduri, erau în curtea centrului nostru. Iar lipsa camerelor de supraveghere le-a dat hoților și mai mult curaj. Peste noapte nu este nimeni la centru, că nu este nevoie. De obicei nu suntem obișnuiți ca cineva să vină să fură păsări bolnave. Nu e chiar normal acest lucru, să zic. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz și îi caută pe autori. Uciderea și capturarea lebedelor sunt interzise prin lege. Revoltător este că la 28 de ani de la scandalul românilor care se hrăneau cu lebede, există încă oameni care nu au renunțat la obicei. În anii 90, primii emigranți romi ajunși la Viena au reușit să îngrozească pe austrieci după ce le-au mâncat lebedele de pe lacuri.